Gala superlativelor, eveniment organizat de Primăria Municipiului Slatina cu ocazia împlinirii a 656 de ani de atestare documentară a orașului, a fost și despre instituțiile publice din județul Olt. Printre cele mai importante și active instituții s-a numărat și Consiliul Județean, unul dintre cei mai puternici parteneri ai administrației slătinene. Domn președinte, dumneavoastră sunteți primul căruia am onoarea să-i acord această diplomă. Dragilor, vă mulțumesc! Domn președinte Marius Oprescu! Consiliul Județean Olt primește această distinție și bineînțeles că este reprezentat de președintele Marius Oprescu. La rândul său, Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, a ținut să-l felicite pe edilul Slatinei Emil Moț pentru întreaga sa activitate. Iată că suntem cu toții aici pentru a celebra Slatina, oameni din administrația publică, oameni din mediul privat, oameni din societatea civilă, cu toții astăzi ne-am întâlnit. Vreau să felicit Primăria Slatina și pe primarul Emil Moț, reușește an de an să aprecieze valorile Slatinii, să aprecieze tinerii, să transforme orașul într-un loc din ce în ce mai atractiv și mai frumos pentru tineri și în același timp nu uită niciodată de seniorii acestui oraș, seniori care au pus umărul la construirea modernă a acestui oraș. Felicitări! La mulți ani Slatina, la mulți ani slătineni! În cadrul galei superlativelor și alte instituții, precum Inspectoratul Școlar Județean Olt, Poliția, Jandarmeria și Pompierii, au fost premiate pentru contribuția lor la dezvoltarea și modernizarea județului.